la 6:45 în dimineața aceasta a fost adresată o întâmpinare biroului electoral județean, formulat de către competitorul Partidul Național Liberal, care a fost respins cu privire la modul în care s-a făcut anularea buletinului de vot specimen în birourile electorale ale secțiilor de votare. De asemenea, am mai avut și o plângere privind o postare pe Facebook care s-a constatat că aparține și face trimitere la competitorul electoral Partidul Social Democrat, în care a fost admis în parte în sensul sesizării Inspectoratului de Poliție Județean cu privire de a face o cercetare și de a dispune, dacă există cazul, o sancționare în acest sens. Altfel, dacă doriți să aflați numărul cererilor pentru urna mobilă la anumite secții, vi le pot citi pe rând. Secția de votare 39-179 de cereri, secția de votare 21-312 cereri, secția de votare 3 Alba Iulia 34 de cereri, secția de votare 70 Năsăud 42 de cereri, secția de votare 59 Beclean 12 cereri, secția de votare Nușeni 28 de cereri, secția de votare 164 Cușma 5 cereri, secția de votare 13 Bistrița 34 de cereri, secția de votare 89 Braniștea o cerere, secția de votare 45 Bistrița Nevăzători 10 cereri, secția de votare 221 Susenii Bârgăului 20 de cereri, secția de votare 178 Comuna Matei o cerere pentru urnă mobilă.